Dați voi să iau microfonul în mână, ca să trec așa. Ca să trec așa. În capătul coloanei, Andrei Astur, fiul meu, backing vocal. Puteți să rămâneți pe loc. Flavius Pop, următorul. Diana Frecu. Ana Vladu. Cătălin Cristea. Invitata noastră specială, Andreea Lupașcu. Ana Istrate. Diana Stoica. Andrei Pop de la Pop Brothers și Georgiana Dumitru. Vreau să vă spun așa, cum am spus și anul trecut, Barbie este martor, că am fost doctor. Barbie este martor pentru că a fost și anul trecut la acest spectacol. Astăzi a venit doar cu soția, dar anul trecut a venit cu o familie întreagă. M-am întrebat, mă, de unde a adunat atâția? Sunt în tabără, în altă parte. Sunt în tabără, dar a venit cu vreo 20, cu copii, cu chetele. Zic, măi, Barbie, cum îi ții pe ăștia tu? Zici, aoleu, lasă-mă în pace. Așa. Vreau să vă spun așa, că noi suntem de la Casa de Cultura Studenților din București. Că noi suntem cei care am format anul acesta tabăra de creație de care mă ocup eu. Vreau să spun că noi astăzi, pentru a treia oară, am fost în casa dragilor noștri prieteni de la Centrul Cultural Aurel Stroie Bușteni. Tot respectul, toată stima mea, n-am cuvinte de laudă, orice aș spune, nu scoate esența din ceea ce simt eu pentru acest lucru. Vreau să vă mai spun că oriunde veți vedea în București sau în țară proiectele Solaris Rock Group, proiectul Andreea și Bebe Acustic, proiectul Bebe Astur și invitații, oriunde veți vedea, pe garduri, pe Facebook, pe stâlpi, pe copaci, voi, dacă veți intra acolo, ne veți umple inimile de bucurie, iar noi vă vom umple sufletele cu muzică. La revedere, vă iubim! Vă iubim și vă așteptăm! Bebe Astur și invitații săi, studenți, tineri frumoși, talentați și exuberanți. Îi așteptăm cu drag în fiecare seară la Bușteni, pentru că cu adevărat ne sunt foarte apropiați. Mii de mulțumiri pentru felicitări și încă o dată, Dumnezeu este domnul director al acestui Becaș de Cultură și încă o dată, mii de mulțumiri și când veți citi cartea, vedeți ce laude am adus acestui Becaș pe care îl reprezentați dumneavoastră cu domnul Grigore, cu niște persoane fabuloase. Vă mulțumesc foarte mult! Și dumneavoastră vă mulțumesc și vă invit, dacă se poate, în fiecare seară până în data de 22 august la Zilele Culturii la Bușteni. Atunci când vom încheia cu ștafeta viorilor, maestrul Gabriel Croitoru și Simina Croitoru. Până atunci, mâine vom avea Gaspar, Music Band. Urmează 4 seri cu teatru, spectacole de teatru, care cu siguranță vă vor plăcea. Și în continuare, recitaluri muzicale, avem spectacole de teatru și pentru copii. Nu vă mai țin acum, dar veți găsi afișele în fața Centrului Cultural și în tot orașul, chiar și în Azruga, sau pe pagina noastră de Facebook, Centrul Cultural Bușteni,
Centro Culturale Lavorare Storie, salve site-ul nostru, Centro Culturale www.centroculturalebuștean.ro. Vă așteptăm cu mare drag și vă dorim o seară plăcută. Mulțumesc! Vreau să-mi spun domnului director, deci interferează ceva. Cred că am schimbat bateriile degeaba, cred că cu wireless-ul ăsta interferează vreo ceva pe frecvență. Vreau să îi spun așa domnului director, că eu întotdeauna, chiar dacă vorbesc mult pe scenă, nu mint nimic. Deci dânsul este în inima noastră și va fi întotdeauna. Aplauze! Mii de mulțumiri, numai bine! La revedere!